Privirea critică care să ne așeze pe o bază rațională, nu una emotivă care duce doar la exaltări, indiferent de ce direcție. Colaborarea, a spus deja despre ea. Acum, olimpiada școlară este elementul de referință al transformației unui profesor, nu? Promovabilitatea la clasă, așa, pentru basic și dacă vrei să fii un profesor de succes, trebuie să ai rezultatul olimpiada, corect? Inspectoratul, directorul de școală se uită cu ochi părinții, vor în clasă, care profesorul respectiv are elevi cu rezultate la olimpiada. Dar ce provocează individualitatea? M-a spus că a fost după ce? Victoria individuală. Olimpiada promovează victoria individuală. Și atunci, de fapt, noi îi împingem pentru direcție, toată societatea îi împinge în acea direcție, dar nu au trebuie să ajungă. Nu o dai după elițita pe care trebuie să o ai. Gândirea creatoare, dincolo de logică, unul dintre modulele pe care le-am propus în program este legat de Eduard de Bono. Am înțeles că au mai existat programe care au promovat conceptul lui Eduard de Bono în învățământul românesc și m-am bucurat să aud asta. Gândirea laterală, cele șase pălării mințitoare, brainstorming internațional de Bono, încercăm să așezăm puțin și niște unelte de gândire. Eduard de Bono spune că este extraordinar că se face mușchi și merge la sală, se face mușchi. Dar creierul nu prinde în loc să mintea, nu prinde în loc să o antrenăm, dar ar fi interesant să mergem și la sala de minți. Și există exerciții, metode, concepte care pot ajuta în direcția asta. Automotivarea. Copiii, mulți dintre ei, tocmai pentru că au devenit foarte spectatori, nu mai sunt atât de mult încăpători de ceva și nu sunt motivați să se ducă, să facă, să meargă, să caute, să duce. E foarte frumos să stai pe YouTube și pe Facebook. Și atunci, iarăși, trebuie să punem atractorii potriviți pentru a merge mai departe. Proactivitatea. Cum spuneam, pasivitatea ar trebui să o înlăturăm, încurajând proactivitatea. Spiritul cercetător, ideea de a pune o întrebare, întrebarea bine pusă. Probabil că dacă am fi capabil și iarăși sistemul nostru, așa cum e, și nu vorbim mai de ce românesc, chiar și mai internațional, de cele mai multe ori, apreciază elevul care răspunde corect la o întrebare deja pusă. Ori societatea cunoaștere este exact vorba despre cum găsești răspunsuri la întrebările pe care ți le pui singur, pe care ți le-am mai putut la mai puțin. Și atunci, iarăși, cred că trebuie să mai schimbăm puțin azimutul direcției profesionale. Și pentru că a fost vorba de pastoral Nicolescu, transdisciplinaritatea, interdisciplinaritatea sunt niște elemente care trebuie să le punem la pachet de acum și salut și eu ideea asta de a încuraja inclusiv profesorii care pregătesc echipa să fie interdisciplinar și să le punem în bagajul de cunoștințe fiecare la una lui și să încerce să colaboreze. Iar și până la urmă este un exercițiu, cred că, și o provocare și pentru profesor să gândească în această paradigmă în care nu mai sunt eu profesorul de punct și nu mai există altă materie, aia e cea mai importantă, ci să ne amintim, de fapt, doamna Mișinescu, dacă nu ești celălare termenul ăsta de la programul cu suport prezidențial cu educație și cu da? Părinții, profesorii și sistemul educațional se ceartă ce e mai important și ce e mai important și ce se întâmplă. Dar, de fapt, toți ar trebui să realizăm că ce e cel mai important în procesul educațional este copilul. Cum face ca el să evolueze? Și nu poate să de multe ori multuri idei se cam pierd. Pentru ce meserii trebuie pregătit? Când vrei pauză de biologie și vorbesc mai tare, da? Cum să spun terminat? Nu prea știm. BBC spunea anul ăsta că 65% dintre elevii actuali vor lucra meserii pe care noi încă nu le știm. 65%! O să mă fac șofer? Ha? Nu trebuie să mă fac șofer. Pentru că, în curând, o să mai fie nevoie de șofer. Câți șoferi sunt acum în țară, în lume? Suntem în aceea care rămâne fără într-o bună zi. Ne place sau nu ne place să rămâne? E doar un exemplu, dar e acum. Taximetriști ies în stradă, că Uber sunt ce-a făcut. Oricum nu contează, nu va mai fi nici Uber, nici taximetriști. Uber, by the way, face studii cu self-driving cars, deja.
plătit de taxe în București, de fapt au plătit toate primele 10 companii de taximetre împreună. Asta așa, ca să facem o puțină comentarii. Sper. Există conceptul mai multe echități de aici, susțin ideea asta. Este foarte important să înțelegem că science, technology, engineering și mathematics sunt, ne place sau nu ne place, suntem sau nu de acord, un element de bază care susține dezvoltarea societății. Și ultimii 50 de ani, să spunem, de evoluție, s-au bazat în mod esențial pe aceste patru direcții. Din păcate, e mai cool să fii vedetă la televizor, e mai cool să fii alte lucruri decât să fii scientist sau să fii tehnolog sau să fii... Hai să zicem asta cu programatorul și antreprenorul și inventatorul, mai e decât cool. Dar cercetător deja nu e cool. Înțelegi? Trebuie să schimbăm mentalitatea și să arătăm că cool e cool, ne sunt cel mai mare. Ca idee, Obama a lansat acum, nu mai e președinte de ceva vreme, a lansat acum ceva vreme când era președinte, un program guvernamental care să promoveze educația STEM în licee și școli, tocmai pentru că exista riscul acesta de a se pierde importanța asupra lor. NASA, bineînțeles, are un program interesant în zona asta și Coca-Cola a avut pe gate, ca exemplu, în care a promovat astrofizica ca metodă de a atrage tineretul pentru direcția STEM. Să nu uităm că, de fapt, STEM ar trebui să se ducă nu numai în științele fixe, științele exacte, să nu uităm că toate științele umaniste pe care noi acum le vedem destul de neclare din multe puncte de vedere, de fapt, lipsește o doză de bază de tip STEM mai solidă. Și atunci, la tranziția dintre cele, sau la granița dintre cele două, iarăși se pare că putem face lucruri spectaculoase. Cine e interesat, detaliez separat. Și să nu uităm asta, că practic avem câțiva driver majori de schimbare care vin din zona tehnologică și care ne place, vor veni peste noi tot mai tare. Big data, nanoscience, care prinde robotica avansată și inteligența artificială. Și pentru că la inteligența artificială, self-driving car, deja a auzit toată lumea, aș vrea să vă mai spun câteva lucruri mai relevante pentru echipa de tineri. Nu știu dacă ați auzit de jocul Dota? Știți, băieți, da? Anul trecut, o inteligență artificială de la OpenAI, o sucursală a firmei care face și mașini de Tesla, a bătut toți campionii mondiali de Dota. Anul ăsta, o echipă de 5 inteligențe artificiale, care a pus TikTok programul, a bătut o echipă de 5 oameni campion mondial de la Dota. Acum 2 ani în facă, DeepMind, o firmă interesească care acum este în suportul lui Google, a construit o inteligență artificială care a bătut la Go, pe Go, chinezesc, știți? Șacul e deja vândut. Diferența mare dintre șac și Go este că Go-ul are număr de combinații posibile mai mari decât numărul de atomi din Univers. Și atunci, Big Blue, care a bătut pe Kasparov la șac cu 20 de ani la IBM, era o putere de procesare foarte mare. El făcea tot timpul calcule ce se va întâmpla până la sfârșit pe toate scenariile. Și normal că avea o viteză mai mare de calcul și cumva a compleșit pe Kasparov, care avea și el 50-60 de puteri în față, dar nu în mii de combinații, 2000 de mișcări în față. La Go nu se mai putea aplica aceeași strategie. Și atunci, inteligența artificială de la AlphaGo, vă recomand să votați pe YouTube un film de o oră jumate, documentar. E mai bun decât un film artistic făcut la Hollywood, bune. Când mi s-a spus așa, am zis că, după ce l-am văzut, au fost momente în care m-au luat pe mine, sincer. Și am mai testat și pe alți cunoscuți, adulți chiar, și m-au spus, așa, mai cu jumătate, fără, da, ai dat. AlphaGo. AlphaGo. Puteți să ne scrieți pe afară? Da, deci uitați-vă la filmul ăsta și o să înțelegeți ceva despre inteligența artificială care e în wow. Nu spun neapărat că e de bine să ne fie de rău. Cei doi, OpenAI și AlphaGo și DeepMind, am trecut la o conferință în care au început să discute despre moralitatea inteligenților artificiale. Dacă facem o mașină care merge singură și se întâmplă un accident,
Cine este responsabil pentru accidente? Producătorul mașinii? Producătorul inteligenței artificiale? Sau proprietarul mașinii? Pam, pam, ce putem de juridic? Ce problemă juridică? Atâta vreau să mai spun că vreau să vă mulțumesc Luizei, în primul rând, pentru că ea a fost vector de stat, să spun așa, școlii metropolitane și educația artă, pentru că au dat sprijinul și apoi tuturor partenerilor care sunt aici în sală sau sunt alături de noi, chiar dacă nu sunt în sală, pentru că cred că e extraordinar ceea ce începe astăzi și cred că ar trebui să ne punem spate în spate ca să ducem cu